În cadrul ultimei conferințe de presă organizate de membrii PSD Făgăraș, aceștia au dorit să facă publică lista persoanelor propuse pentru Consiliul Local Făgăraș. Doamna Aldea Iuliana, profesor, domnul Alexandru Florin, inginer, domnul Bardașu Chirie, jurist, domnul Bogdan Ioan, profesor, doamna Cârlan Anca, medic, doamna Comaniciu Adriana, medic, domnul Clonț Valentin, economist, domnul Drăgoi Tiberiu, profesor, domnul Goian Mihai, profesor, Ioan Iliviu, profesor, Ioniță Ileana, profesor, Lub Lucian, medic veterinar, Motoc Alexandru, jurist, Negrilă Ion, profesor, Paler Aurel, inginer, Pandrea Mihaela, medic, Popa Mihai, avocat, Predescu Radu, economist, Rusu Ioan, inginer, Sinjanina, profesor, Streza Armand, profesor, Suciu Andreea, economist, Sas Alexandru, economist, Toanchina Marius, avocat. De asemenea, reprezentanții Partidului Social Democrat Făgăraș au dezvăluit faptul că au o țintă clară pentru viitorul Consiliul Local. Încercăm să propunem oameni dintre ei și oameni capabili care au dovedit în Făgăraș că pot să facă ceva pentru Făgăraș. Deci, m-ați întrebat despre obiectivul nostru. Obiectivul nostru s-a modificat. În acest moment ne bazăm și pe niște cifre. Este vorba despre o majoritate în Consiliul Local pe care să o accesăm din partea Partidului Social Democrat. Deci 10 consilieri în viitorul Consiliu Local.